Neața. Neața. Mami? Da. Hai să dormim. Păi ai dormit, dacă vrei mai stai în pat. Neața, prieteni, este joi dimineața. Și ce face băiatul mic? Ce face băiatul, mama? E bine. Așa, și abia ce ne-am dat jos din pat, eu am reușit să mă schimb de pijamă și să mă spăl puțin. Vreau să-i pregătesc lui Edi pachetelul de grădiniță. Ce mai vreau să mai fac? Trebuie să îl îmbrac și astăzi am și mașina, pentru că va trebui să merg să o iau pe bunica mea din gară, care vine în Germania astăzi, ajunge și vine ca să-l cunoască pe Eric, că nu l-a văzut de când s-a născut. Și da, să vedem ce mai facem astăzi. Vreau să fac și eu o baie de ieri. Am vrut să fac o baie și nu am reușit și astăzi vreau să fac o baie. Mă duc la Eric, că se agită. Tocmai l-am lăsat pe Eddie la grădi. Sunt cu Eric în mașina, este în spate acolo și merg acasă pentru că trebuie să vină mama să-i dau un coș pe care i-l-a dat ieri șeful ei, plin cu diferite chestii, și după aceea trebuie să mă duc la gară după bunii să o iau pentru că ajunge. Da. Și acum mă îndrept înspre casă. Sunt în mașină și mă pregătesc să o iau pe bunii. Se poate să fi și ajuns deja, dar nu cu mult, de 5 minute. Iar dacă nu, ajungem curând. Sunt cu Eric, Eric e în spate și doarme, e liniștit. Și oricum până la gară nu facem 10 minute, maxim, maxim, maxim. Ok, am plecat. Cu Eric am venit, da. Haide, haide. Gata!
ajuns bunii, este în spate acolo împreună cu Eric. Și o să mergem la mine acasă, că m-am despălat biberoane, pentru că nu mai am niciunul curat decât cel pe care l-am luat cu mine. Și după aia mergem la mama acasă, iar ea o să le ia pe Didi de la grădini când termină munca și vin ei amândoi acolo cu buzu. Așa că astăzi, pe parcursul zilei de astăzi, vă luăm cu noi! Da, e prima dată când îl ținem în brațe pe Eric. Sigur că da, mami, uite, vezi băiatul, așa, și râde băiatul, da, râde. Păi da, cum să nu, și povestește, da. Vai, și povestește. Hai să mâncăm, haideți să mâncăm. Am ajuns la mama și Eric toarme. Ia uite, pufășenia mea. Și așteptam să vină mama cu Edi de la grădini, băieții sunt la muncă și suntem doar noi două și cu Eric. Bun. Bunica mi-a fost dor de tine. Ce ți-a fost? Dor de la unii. A fost. 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 A Au, că dai cu capul, ai grijă că te lupi. Mamă, ce-ai adus în valiză? Ce-ai venit cu valiză? Ce-ai adus? I-am căzut tot ce-am cumpărat. Așa e că nu, dar nu mai știu săraca, mamă. Ați mâncat ceva? Hai, ce? Bunătăți din România, dus da. Oma, grose oma. Grose oma. Nu, grose, grose oma, nu? Cum se zice, da. Grose, grose oma. Cum se zice? A, da, ur, grose, grose. Da, ce șoc. S-a mâncat, ai gustat ceva? Dă-mi și o linguriță. Ce să dau? O linguriță, te rog. Cum e, e bun? Da. Le e așa. Unii e bun. Da. E bun? Sfaturi. L-am văzut. Kitty, da, zice, vai, mămică, ce scump e. Ce dulceață. Spuneți-i salutări lui Kitty, că sigur vede filmulețul. Spuneți-i, alo. Da, să uită la filmulețe în fiecare dată. Suri, hai, vină la masă. Hai să mâncăm. Hai, adu și tu niște slană cu ceapă roșie. Vină cu așa să mâncăm. Ce slană, mamă, din Italia? Nu pot să mai pui niște kilograci, că eu vreau să slăbesc, da. Haide, haide. Și eu vreau să slăbesc, da. Tare mi-a plăcut. Să slăbești? Da. Eu când am dat comanda prea târziu, că durea. Păi dacă mi-a zis bărbatul meu că am făcut șasiu mare. Mai bine stă așa. Vrea, stă bine așa. Așa cum ești, așa. Foarte bine. Dar nu e vorba, nu, nu e vorba de stat bine, că egal. E vorba de cum mă simt eu, știi? Ai, da, de... A, nu, dar în sensul cum mă mișc, cum vezi că cu doi copii trebuie mereu să... Nodulețe de-astea, cum se zice, când ai... Varice? Nu varice. Celulită? Celulită? Toată lumea are celulită, nu, am, da. Dacă vrei, pe picioare poți să-ți dai. Și când am comandat ăstea, am vrut să comand și Slen 30. Crezi că zice Slen mine? Ai văzut Slen 30? Nu! Mamă! Nu știu ce. Mămică, își dă tu crema aia cu Slen 30. Și într-o jumătate de oră ai slăbit 2 sau 3 centimetri. Bune, mea, ai vrăjeală. Ca să slăbești trebuie să faci sport. Să ai o alimentație sănătoasă. Facem pariu? Nu fac pariu. A zis că poți să mănânci orice. Nu trebuie să mergi la sală. Nici eu nu cred. Și nu trebuie să... Nu știi că Denis așa a luat ăla de lua pe ea. Slen 30? Corset sau ce? Știi ce e? Spray. Da, ceva, numai eu, ceva de te ținea strâns așa și că transpirai și da. N-a fost bun de nimica. N-a fost bune, mama. Nu, trebuie să faci sport, să mănânci sănătos, să ai o viață activă, așa asta trebuie să faci. Și după ce pleci acasă, salată bunica ce ți-am adus, da? Mănâncă încet, da? Să nu te nești încet. Ți-a adus bunii cadouri? Vai, bunii! Ai venit cu cadouri, strănepoții tăi, mămică, de acum. Mamă, ce tare ar fi să ajung și eu să trăiesc în văd strănepoții. Tu îți dai seama ce realizare? Da, strănepoți. Mă întreabă la servici directorul și asta, Luisa. Bunii, unde pleci? În America? Că știi că tot în America plecam. Știi că am fost și în Germania la voi. Zic, nu.
mă duc în Germania, că Barça ne-a adus un bebe mic, un băiat, și e fratele lui Eduard. Eduard are 5 ani și Eric are 3 luni și trebuie să-l văd. Da. Că fără să-l văd, nu pot să dorm. Dar nu, eu am 4 ani. 4 ani și 7 luni. Oh, da, urmează să faci 5, da? Urmează în februarie. Cinci. Când are Eric 4 ani, atunci fac 8 ani. Da. Așa este. Da. Uite, așa de mare. Da. Scuze. Uite, da, așa. O vecină, mama, cât de deștept știe adunări și scăde. O vecină mă întreabă la 4 ani, da. Și vreau să vă arăt ce am primit din România, de fapt ce a adus bunii cu ea, Eugenie. Câte Eugenie ai să aducă? 40 de Eugenie, biscuiți. Wow! Biscuiți, o groază, așa de aia belvita. Da, da, prăjituri din astea, asta iau și una. Deci cum să slăbesc cu așa ceva? Uite-te și tu ce-i pe masa asta. Păi împărțim, da, uite, ce-i pe masa asta. Ți-am pus 20 de Eugenie. Da, mersi. Ce ajung? Da. 20 de minute. Două zile. Nu, că mi-ajung o săptămână, tot mi-ajung. Asta e mea. Ia toate ce le pun ție eu. Da. Da. Avem și tu, de toate, așa, așa. Trei. Jumă. Nu văr. Spune și tu. Îți împachetează tricile, bagă în pungă, da. Și ce? Ia la mama, pungă și mie. Ai dat 6. 6? Eu dau, eu mut. Hai. Mamă, stai aici. Da. Da, 6. Păi trebuie să mut 6 atunci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și acum e rândul tău. Dobiți, dragi. Tu, mami? Poftim? 6. Păi... 3, 4, ceva. Da. Fii atent câte are. Mami. Da, mami. Mama, că-i bine. Eu am crezut că nu eram eu. De aceea, bine că mi-ai spus că era rândul meu. Am crezut că e... Eu sunt, da? 3. Nu e strâmbă. 1, 2, 3. Da, e altă. Da. Mi-a schimbat-o că e strâmbă la un colț. Mi-a luat-o... Fata. Ich will. Tu was willst du? Mama, da, cât? Eu n-am dus tău. Lasă aibă, tu ai 3 ani. Mamă, dar e plase pline și mie mi-ai făcut de aici, atâta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doamne, așa, dragă, bunica. E pus două punște de astea. Ai două și plase. Uite și una. Hai la mamă. Și ce îmi dragă? Nimic, ție nimic. Cine e tău? Tocmai am plecat de la mama. Și sunt acolo toți, și părinții mei, și Cipri cu copiii, și bunii, și eu mă duc la muncă, mă duc pe jos, pentru că așa nu e departe, adică este puțin departe, dar nu exagerat. Și voi face cam jumătate de oră până la muncă pe jos. Și după aceea, după ce termin munca, o să mă întorc aici înapoi și să mai stăm împreună. Am ajuns acasă la părinții mei, am terminat cu munca pe ziua de astăzi. Deja afară este întuneric. Cred că e 7:30, ceas 8 fără. Dar am ajuns. Am venit pe jos, am făcut sport. Mi-am venit la mami. Ce face băiatul meu? Mi-a fost dor de tine. Și suntem la masă, am terminat de mâncat, am mâncat pe rând pentru că suntem mulți și nu sunt atâtea locuri. Așa, Edi a mâncat supă, un bol din ăla mare și acum își taie. Stați să vă arăt. Stai, deci uite, ca să poți să tai, bine, uite așa. Ții de aici, bine. Și tai cu vârful. Ok? Eu am tăiat. Trebuie o bucată mai mare. Nu, că eu l-au și țin așa. Ok. Așa... Nu știu ce
Ce mâncăm? Ia ce foame, iubire, abia mâncat, abia pupat. Spune. Unde e pupul? Ia să vedem. Eric, Eric, ia la mamă. Tucu, 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 tuc